Ministrul Finanțelor vine cu o veste bună pentru antreprenori. Schema de ajutor de stat IMM Plus este oficial operațională, iar întreprinzătorii, dar și autoritățile locale pot demara procedurile pentru a obține cele aproape 13 miliarde de lei alocate dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Banii sunt destinați investițiilor și pentru continuarea activității firmelor. Cătălina Iordache este în direct cu noi și ne explică. Bun găsit, Cătălina! Bun găsit! Într-adevăr, companiile mici și mijlocii, dar și instituțiile de la noi din țară pot lua credite cu ajutor de la stat. Asta după ce schema IMM Plus a fost acceptată de Comisia Europeană, iar mai apoi în monitorul oficial a apărut și ordinul cu plafoanele. Așadar, vorbim de un buget de peste 12 miliarde de lei în total. Aici statul vine cu un ajutor în ceea ce privește garanțiile. Acestea vor fi de maximum 90% din valoarea creditului, dar statul va suporta de asemenea dobânzile și comisioanele. Programul va debuta începând cu luna mai și se va termina în luna iunie. Se estimează că vor fi peste 11.000 de beneficiari. Așadar, toate aceste firme vor putea să ia credite atât pentru investiții de maximum 10 milioane de lei creditul, dar și pentru finanțarea capitalului de lucru. Aici avem un plafon de maximum 5 milioane de lei. Din acest total de peste 12 miliarde de lei, cei mai mulți bani se vor duce la IMM-uri, apoi urmează companiile din sectorul agricol și cele din construcții.